Hai, salut! Este vineri seara. Prima seară de restricții de adevăratele. Este ora 10 și un sfert. Și am plecat să luăm puțin pulsul orașului. Ia să vedem cum se circulă, câți oameni sunt. Văd că se circulă ceva, sunt mașini. Acum să mergem prima dată într-un Peco, pentru că vreau să cumpăr ceva ce am uitat să cumpăr pe timpul zilei când magazinele au fost închise la ora 18. Mergem în Peco, că în Peco e ieftin și bun. Deci prețurile la combustibil cât mai arată. O, 5-4-2 ceva și 3-6-5 2, 6, altceva. S-a stricat și tabela. Să cumpărăm ceva de prin Peco ăsta. Sunt nici locuri de parcare. Deci, e vineri, 2 aprilie, ora 22:15. Am cumpărat dintr-un Peco aceste două doze de cola. Cu splendida sumă de 8 lei. Adică într-un magazin de cartier costau 5 lei, într-un supermarket costau 4 lei. Cred că dacă insiști le găsești și puțin mai ieftin. Deci mi-am cumpărat la un preț dublu. E bine. Hai să ne mai mișcăm pe străzile satului nostru pe aici. Am părăsit stația Peco. Suntem în zona Ciupercă, Bulevardul 1 Mai. Sincer, mă așteptam să fie mai pustiu decât este, pentru că nu e chiar pustiu. Bine, într-adevăr, pe jos, uite și un 2 cetățeni pe jos. Dar trafic auto este, nu este ca de vineri seara de obicei, dar este. Suntem la semafoarele de la Spitalul Județean. În jurul meu sunt la semaforul 1, 2, 3 mașini. Pe sensul celălalt, 1, 2, trece și o ambulanță acum. Încă un cetățean pe jos, o mașină în urma ambulanței. Mergem mai departe. Suntem în continuare pe Bulevardul 1 Mai. Trecut de zona Sara, cunoscută de craioveni. Ne apropiem de intersecția de la Parcul Romanescu. E un trafic lejer, așa, e un trafic de duminică după amiaza. Bineînțeles, nu e nimeni în parc la ora asta, dar trafic auto este. Observați, sunt la semafor, partea cealaltă sunt 3 mașini. În partea asta nu sunt. Nu sunt nici acțiuni în stația asta de aici, de exemplu. Mergem mai departe. Este pe strada Unirii, la intersecția de la Facultatea de Medicină, Medicina Veche. Și pe aici nu avem trafic. La în spatele meu este un taxi care o să treacă înaintea noastră. Arieș, ne apropiem de pasajul subteran de la universitate. Nou, traficul este o zonă foarte aglomerată ziua.
traficul. Ah, sunt 3-4 mașini. Dar au dispărut pietonii. N-am mai văzut pe nimeni pe jos. Să mergem spre intersecția de sus de la universitate. Și să facem mers semaforele. De obicei la intersecția asta nu merg semaforele noaptea și se întâmplă tot felul de accidente fantastice datorită faptului că trec pe intermitent și se merge aiurea, nu e vizibilitate. Avem un pic de trafic și dintr-un sens și din celălalt. Evident, centrul vechi, nu cred că e nimeni, și un echipaj de poliție locală. Ia uite, sunt aici niște cetățeni care stau de vorbă cu polițiștii locali undeva la un magazin, dacă ar trebui să fie închis, dar mă rog, trebuie să apăr o mie. Mă rog, e deschis, eu sunt afară. Cine știe. Uite și un biciclist undeva pe partea stângă. După clădirea primăriei care este în reabilitare, care sunt niște schele pe aici înșirate, o să fie gata în 7-800 de ani. Și o să mergem pe artera principală, pe calea București. Suntem pe calea București, zona Teatru Național pe dreapta, Universitate, intersecția de jos de la Universitate. Semafoarele merg și aici, așa ce este bine. Același trafic lejer. Chiar și tramvaiul, ia uite, merge tramvaiul. Cu oamenii în el. Cum o e asta? Te urci în tramvai cu declarații. Necunoscute sunt căile, cum se zice, stării de urgență, de alertă, de stare de stat în casă. Stăm în continuare la culoarea roșie. La semaforul de la Universitate s-a făcut verde. Ne punem o mișcare pe direcția înainte. Toaletul ăsta al meu este destul de lent. Îți ia ceva timp să ajungi la viteza legală de mers prin oraș. Dar mie îmi place să merg el pentru că este confortabil. Merg în weekenduri, în special în afară călătoresc, cum am mai spus, în natură, în zone din astea de off-road, ușor spre mediu, atât cât poate ea, pentru că nu este super echipată, i-am pus anvelopele de vară, niște ateuri. Dar de când merg cu ea, mi s-a tăiat orice chestie de viteze, depășiri, forțări și așa mai departe. Nu este o mașină care să te ajute să faci lucrurile astea. Și așa că nu faci. Am trecut de intersecția cu Piața Mare. Ne apropiem de McDonald's. Chiar sunt curios dacă este deschis. Nu știu că nu, eu nu mănânc decât foarte, foarte rar aici. Văd că e parcarea plină. Angajați mulți, cine știe. Undeva în față se vede un girofar de poliție pe partea cealaltă. Bine că la ora asta semafoarele astea cât de cât sunt sincronizate. Pentru că în general sunt desincronizat. Ai un echipaj care controlează așa. 2 la oră.
observați, mașini în trafic sunt. Nu m-am uitat atent pe trotuare dacă sunt, mai sunt pietoni. Dar nu prea se văd. În alți ani, ia uite, un cetățean traversat, domnule, ilegal așa. Ilegal. Încă un domn aici pe dreapta. În alți ani, la orele astea, odată cu venirea primăverii, tot băncile pe aici erau pline de craioveni, la semințe, la discuții, la... Asta este un fel de sat. Acum mâncăm semințe pe balcon. Înaintat puțin, suntem în zona spitalului de boli infecțioase de pe calea București, la Viitorul, cum știu craiovenii zona. Aici la spital, niciun fel de agitație, niciun fel de aglomerație, curtea goală, luminile, jumate din clădire e stinsă, mai mult de jumate. Mai trece un cetățean în față, traversează. Sincer, mie nu mi se pare că trăim într-o lume bolnavă. Chiar deloc. Deci nu mi se pare că trăim într-o lume bolnavă. Vom fi noi românii bolnavi toți de alte chestii, tot ce e posibil, dar nu mi se pare o societate bolnavă. Nu așa, nu cred că așa arată o societate bolnavă. Zona morului, aici s-a dat stingerea. Nu este nimeni și nimic. Traversăm pasajul de la electroputere și o să virăm pe sub el spre gară. Noi ieșim din oraș, că nu are rost. Continuăm pe ceea ce craiovenii nu cunosc, rocadă sau rocada veche, centura veche, spre gară, zona cartier Lăpuș. Și pe aici e același trafic de duminică după amiază, o mașină, două, trei, dar lipsesc pietoni foarte, foarte puțin, aici și acolo câte un rătăcit. Pe aceeași rocadă, adică bulevardul Decebal, sunt zona cartierului Rovine. Ne apropiem de gara din Craiova. Aici, pe partea dreaptă, începe să se vadă gardul depoului de vagoane. Un cetățean pare ceferist, în ziua vesel, noaptea trist. Chiar sunt curios dacă în zona gării e ceva mai multă agitație. Dar, din nou, mie nu-mi pare un oraș bolnav, o lume bolnavă. Mi se pare doar un oraș în care totul este dat încet. Sau mai bine zis, anumite activități sunt date încet. Sau oprite, cumva. Dar, ia chiar să intrăm și în... și în parcarea gării. Parcarea asta de obicei e plină de oameni, de agitație. Deci este o mașină de poliție oprită. Foarte multe taxiuri. O luăm la dreapta spre cartierul Brazdă și mai departe spre Gravita, o să mergem pe strada Republicii spre centru, înapoi.
mergem pe bulevard, pe strada Republicii, nu știu că nu e bulevardul ăsta. În zona Rond. O zonă unde cândva, în libertate, la magazinul ăsta de aici, la stopul ăsta, Randevu, stăteau oamenii și beau cafeaua. La aer, discutau, socializau. Acum o bea pe balcon. Zona Podișor. Zona unde ziua se circulă bară la bară. Acum poți circula cu cât vrei. Cred că cu radarul nu stă nimeni pe timpul nopții, când circulația e restricționată și se face doar declarații. Ne apropiem de intersecția de la Universitate și o să virăm dreapta pe calea București spre intersecția de la Jiu, pe pasajul supra Teheran. O să continuăm puțin pe prin spre zona Jmit, spre Severinului, cred că până la Bila. Fostul Bila, acolo acum este Subeco. Din nou, trafic este lejer, una, două, trei mașini maxim. La mai multe camere, turiști în vizită la Craiova vizitează sărăcia. Mașini care vin în sens opus, mașini care merg în sensul nostru. Intersecția de la Schmidt o traversăm acum incredibil de repede, pentru că ziua aici este balamuc. Suntem, adică rulăm pe calea Severinului spre vestul orașului. Calea Severinului, cu continuare, e calea București, taie orașul de la est-vest. Ele și linia de tramvai. Suntem în zona agroapă. Aici n-am mai văzut încă pe nimeni pe trotuar. Aici o să virăm stânga la această intersecție, nu o să mergem spre Craiovița. Un ocol inutil și o să mergem spre strada Brestei, zic eu. Și nu știu dacă poate apoi spre centru, să vedem ce idee vine. Aici din nou sunt mașini la semafor pe contrasens, 4 mașini chiar. Fața noastră mai merge una, undeva mai departe. Dar foarte multe taxiuri. Avem 66 de secunde. Suntem la intersecția Maria Tănase cu strada Brestei, la liceul 10 sau compania de apă. Suntem pe strada Brestei,
spre centru, pe sensul spre centru, iar o arteră super aglomerată, super circulată pe timpul zilei, care la ora asta este liberă. Intersecția de la agronomie, bărbulețul Mihai Bravo pe stânga și o să mergem spre centru, spre liceul Carol și o să coborâm pe acolo spre Ciupercă, spre Pecoul, de unde am cumpărat sucul. Oricum, la orele astea, dacă vrei ceva, dacă nu ți-ai cumpărat orice, cum am pățit eu astăzi, nu ai ce să-ți cumperi decât din benzinării. Niciun fel de alt magazin nu este deschis. Eu astăzi am fost la o expediție pe care am filmat-o și o să o vedeți și pe aia, să vă placă. Am făcut un alt fel de episod pe la niște ruine, printr-o zonă foarte frumoasă de pe lângă Craiova. Efectiv am uitat că la 6 se închide totul. Am avut ceva de mâncare cu noi, că am stat plecați de pe la 12 până pe la aproape de 6 pe acolo. Chiar pe la 6 și un pic am întors. Am mers foarte mult pe jos, plus drumul până acolo cu mașina. Nu mi-am dat seama că dacă voi ajunge acasă, nu am de mâncare pe, de seară, decât o bucată de pâine rămasă pe zite de acolo și un pateu. Și astea le-am mâncat. Eu nu știu dacă un magazin din ăsta de cartier, care nu te lasă înăuntru, care te servește doar la ghișeu, printr-un plexiglas și nu ai contact cu vânzătorul de niciun fel, nu poate fi lăsat să funcționeze cu program non-stop. Pentru că acolo nu ai niciun fel de contact, decât dai bani și iei marfa, ceri ce vrei și vânzătorul îți dă. Te privește printr-un geam de plexiglas. Cine sunt eu să ofer soluții pentru chestia asta? Suntem la Ciupercă, avem în dreapta Pecoul, am cumpărat sucul, începe să și picure. Mai ne învârtim puțin pe aici, deși nu prea știu unde să mă mai duc. Toate aceste măsuri la care suntem supuși, efectele lor se văd că nu sunt inutile. La Timișoara a fost carantină, numărul de cazuri a crescut. Pe timpul nopții nu circulă nimeni din noiembrie, cazurile au crescut. Nu ne explică nimeni de ce au crescut, poate că are legătură cu deschisul școlilor. Oamenii ăștia trec pe roșu. Da, oamenii ăștia trec pe roșu. Eu nu trec pe roșu. Trada râului, fel de șosea de centură sud, un dezastru acum a fost recondiționată, reabilitată de către celebra firmă Teldrum. Observați, încă se reabilitează la ea după ani de zile de reabilitări. Și pe aici este aglomerație pe timpul zilei, mai ales la orele de vârf. Pe aici undeva se stă și cu radarul. Se pare că undeva e pe curba următoare. La ora asta lipsesc și vitezomanii și pietonii și stânga de pe Rada Răului spre
intersecția spre zona cu spitalul județean, să traversăm intersecția de la spital și de fapt nu știu că o să fac la stânga înapoi spre Ciupercă și o să dau stingere. Și pe aici este pustiu pe zona de la spital. Te aștepta ca zonele astea din preajma spitalului să fie agitații, să fie aglomerații, să fie... Nu e nimic, e liniște și pace, aici doar un taxi, stație și atât. Eu nu sunt un sceptic, un conspiraționist, un anti-orice, dar încă nu m-am convins că numărul de morți este uriaș, pentru că cifrele sunt un pic mai mari decât ale unei gripe sezoniere, despre care nu ne mai spune nimeni nimic. Am multe nelămuriri și cu acele cifre care ne sunt prezentate, de genul 30.000 de teste, 40.000 de teste făcute într-o zi, din care 6.000 de cazuri pozitive. Asta înseamnă că în sistemul medical din România, adică spitale, policlinici, cabinete medicale, zilnic intră 30-40.000 de oameni care sunt testați, dintre care 6.000, 5.000, 6.000, 8.000 sunt confirmați ca bolnavi. Nu prea am. Îmi dă cu virgulă cumva, pentru că nu cred că sistemul medical românesc poate face față acestui flux de oameni. Plus că cine sunt acești oameni? 30-40.000 de se duc să se testeze, să se diagnosticheze, iar din ei doar 6.000 au simptome sau 8.000. Ce se întâmplă cu ceilalți 25.000, 30.000 sau diferența asta? Aia, de ce s-au dus să se testeze? Sunt bolnavi de altceva? Au gripă doar? Astea sunt lucruri pe care nimeni din sistemul medical românesc nu ni le-a explicat nici Arafat, nici unul din primii miniștri de până acum, nici un ministru al sănătății. Pentru că, și aici mai vine încă o întrebare, dacă testăm 30-40.000 de oameni în sistemul medical, de ce a fost nevoie să construim acele sute de centre de vaccinare? Adică omul când se duce să-l testezi și nu e pozitiv, de ce nu-i facem și vaccinul atunci? Că tot vine la spital. Că eu cred că procedura de recoltare a unui test e mai complicată decât procedura de a face un vaccin unui cetățean. Astea sunt niște întrebări la care nu ne-a răspuns nimeni și cred că sunt niște întrebări destul de logice, pe care eu mi le pun de ceva vreme. Din nou, despre răspândirea asta prin aer a virusului. Purtăm cu toții mască de foarte multă vreme. Cazurile cresc. Da, întrebarea e alta. Fiecare dintre noi face ce vrea cu masca pe care a purtat-o. Să zicem că un asimptomatic aruncă masca la coșul de gunoi sau aruncă acasă la coșul de gunoi. Cât mai trăiește virusul în mască și ce se întâmplă cu el după aia? Masca aia nu ajunge într-un camion de gunoi care nu o duce la groapa de gunoi. Asta înseamnă că acolo la platoul nostru de filmare ar trebui să fie milioane de virus, toți virusii din Craiova, pentru că toate măștile merg la gunoi, nu? Adică, degeaba porți o mască dacă după aia o arunci sau după aia o lași jos. Mă, cine sunt eu să-mi pun întrebările astea fără răspuns? Oh, cam atât de plimbare pe asta seară. Văd că se mai plimbă cetățeni. Este și ceva trafic greu, văd. Autobuz. Ce stăm la mea la semafor este un Logan cu o scară pe el, care traversează acum cu niște oameni în el. Tot timpul m-am întrebat ce fac oamenii ăștia cu Loganuri cu scară pe el, mai ales noaptea. Și un număr mai mare de cetățeni în mașină. În fine. Trebuie să vă abonați în continuare la toate canalele noastre, să apăsați pe clopoțel și cam atât. Ne vedem curând. Bye, bye!